Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate vă spun și în această seară, același Marius Mitrache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, continuă procesul de modernizare a Târgoviștei și noi continuăm seria emisiunilor derulate sub genericul Administrația Târgovișteană în slujba cetățeanului, exclusiv la noi în studio, numai aici la Riposta, la Columna TV, primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan, președintele PSD Târgoviște și secretar executiv PSD Dâmbovița. Îi spune și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Noi vă mulțumim pentru prezență, de altfel ca în fiecare săptămână, iată, primarul Târgoviște vine în fața dumneavoastră, oameni buni, să vă prezinte ultimele informații privind activitatea domniei sale în fruntea administrației publice locale. Am văzut că ați demarat operațiunea eliminarea sau desfințarea garajelor insalubre din Târgoviște, domnule primar, sunt foarte multe focare de infecție de acest gen și ați început deja să le eliminați și să faceți loc, să faceți așa o curățenie și să continuați acțiunea de modernizare la nivelul cartierelor din Târgoviște. De fapt, am reluat activitatea de desfințare a acestor garaje. Am început în acest nou sezon, ca să spun așa, cu zona microbiului numărul 9, strada Radu Giovlovan, o zonă în care mai acum vreo 3 săptămâni, o lună, am intrat la o acțiune foarte așa aplicată de ecologizare și era înfiorător. Adică, profitând de acele garaje, oamenii pur și simplu aruncau de la etaj, în spatele acelor garaje, foarte multe deșeuri menajere, tot felul de pungi, hârtii, resturi de mâncare și așa mai departe. Și atunci am spus că nu mai putem tolera această situație. Dincolo de acest aspect care m-a determinat să începem acțiunea în anul 2018 cu acea zonă. Deci, dincolo de acest aspect, este o zonă unde nu s-a intervenit de zeci de ani, de foarte, foarte mult timp. Este o zonă în care trăiesc foarte mulți târgovișteni, fiind și blocuri din acelea înalte, și o zonă care chiar are nevoie de intervenția administrației publice locale și atunci am pus deja somațiile, noi suntem pregătiți să intervenim, suntem pregătiți să asfaltăm peste 5.000 de metri pătrați zona respectivă, suntem pregătiți să intervenim la iluminatul public, să modernizăm total iluminatul public din zonă, refacem canalizarea pluvială din zona respectivă, refacem căminele de canalizare, practic de canalizare menajeră. Practic se intervine radical și veți vedea că în 2-3 luni de zile zona respectivă va fi absolut de nerecunoscut și va fi o zonă civilizată, va fi o zonă în care din nou administrația publică locală își va arăta respectul față de oameni, față de târgovișteni. Deocamdată se desfințează acele garaje, am fost pe teren, am văzut că se lucrează la desfințarea garajelor, sunt foarte multe zone ascunse de acele garaje, probabil se va suplimenta numărul locurilor de parcare cu cel puțin 30-40% față de ce avem momentul de față. Gândiți-vă că avem 104-110 garaje acolo. Iar toate aceste garaje vor fi înlocuite cu locuri de parcare, repet, cu iluminatul asigurat și cu toate condițiile necesare traiului într-un oraș civilizat. Va fi una dintre cele mai ample intervenții realizate de administrația publică locală în ultimii ani, pentru că vizăm o zonă foarte, foarte largă, practic tot cam pe toată lungimea străzii Avram Iancu, cu zona din stânga se va interveni și este numai o primă etapă a ceea ce vrem noi să facem în municipiul Târgoviște pe acest program de intervenție în zona parcărilor, pe acest program de întreținere și reabilitare a cartierului. După aceea vrem să intrăm în microbiul numărul 5, microbiul numărul 3, microbiul numărul 4, toate zone în care există aceste garaje. Sigur, mi-ar fi plăcut să putem să intrăm mai repede peste tot, dar nu avem
capacitatea nici financiară, nici ca și resurse umane, însă cu perseverență, încet, încet, așa cum am reușit să intervenim foarte, foarte multe zone din municipiul Târgoviște și aș menționa, așa cu titlul de exemplu, strada Pandurilor, Ion Ghica, Avram Iancu și așa mai departe. Deci, în foarte multe zone vom interveni încet, încet și vom face lumină în toate aceste cartiere. Intervenția noastră va fi una complexă, va viza inclusiv refacerea spațiilor verzi, adică vrem ca aceste cartiere să arate bine, să arate civilizat și oamenii să fie mulțumiți de activitatea noastră și să știe pe ce plătesc taxele și impozitele. Dar târgoviștenii cum întâmpină astfel de acțiuni pe care... Nu, să știți că în vasi totalitatea situațiilor sunt mulțumiți oamenii. Sigur că cei care au garaj acolo și mai țin una alta, mai, domne, că hai, mai lăsați-ne și așa mai departe. Însă nu au fost probleme deosebite, pentru că s-a văzut ce s-a întâmplat în oraș, unde s-a intervenit. Noi nu am lăsat lucrurile la jumătate, adică am asfaltat, am sistematizat întreaga zonă și unde s-a intervenit totul a arătat foarte bine și atunci oamenii sunt încrezători și asigur că vom face tot ceea ce putem pentru ca zonele respective să fie reabilitate. Oricum, vor arăta incomparabil față de cum arată acum. Într-adevăr, mai există foarte multe zone unde trebuie să intervenim, spre exemplu, microion numărul 3, da? Mai sunt câteva microion numărul 4, mai avem două zone microion numărul 5. Tot zone unde există aceste garaje, zone care devin insalubre, zone care aglomerează foarte mult cartierul din punct de vedere al locurilor de parcare, pentru că lipsesc locurile de parcare. Se mai întâmplă și un fenomen destul de neplăcut, în sensul că o parte a posesorilor de garaj, în loc să își bage mașina în garaj, parchează mașina în fața garajului, iar în garaj sunt ținute tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin utile. Și atunci se creează această aglomerație în zone unde n-ar trebui să existe aglomerație. Și s-au văzut, repet, intervențiile, spre exemplu, pe Ion Ghica, unde la fel erau foarte, foarte multe garaje și n-am întâlnit niciodată ce am întâlnit acolo microion numărul 5, erau adevărate buncăre săpate sub aceste garaje, tot felul de canale de repara mașini, beciuri și așa mai departe. Și în foarte, foarte multe zone din Târgoviște, în spatele locului 72, la fel, o zonă insalubră unde avem teren de sport, unde avem loc de joacă acum, unde avem foarte multe locuri de parcare și zona arată foarte, foarte bine. Așa vrem să lucrăm și vrem să intrăm și în cartiere, vrem să realizăm o dezvoltare armonioasă a municipiului Târgoviște și o dezvoltare echilibrată în toate zonele. Și lucrul acesta se va întâmpla, repet, suntem pe bugetul local acum, nu avem resurse foarte mari, dacă îmi veți da ocazia să vorbim puțin și de bugetul care va intra în dezbaterea Consiliului Local săptămâna viitoare, pentru că efectiv avem un deficit față de anul trecut, din păcate, și sperăm să-l compensăm prin taxe și impozite ca urmare a investițiilor noi care se fac la nivelul municipiului Târgoviște, pentru că altfel suntem într-o situație destul de dificilă, destul de neplăcută. În momentul de față și la buget se va vedea că majoritatea indicatorilor vor fi sub indicatorii de anul trecut și ne-am, cum să spun, am făcut economii foarte mari pe zona bunurilor și serviciilor, astfel încât să nu afectăm prea mult secțiunea de dezvoltare, pentru că din punct de vedere administrativ, a finanța secțiunea de dezvoltare reprezintă un element esențial, astfel încât comunitatea locală să se dezvolte, comunitatea locală să aibă de câștigat, pentru că dacă te oprești numai la bunuri și servicii și la cheltuieli, de natură salarială, nu faci nimic. Practic, comunitatea rămâne în aceleași limite destul de strânse.
Așadar, avem anumite dificultăți, dar ne vom descurca. Bun, am remarcat, am văzut, domnule primar, de altfel a și participat la o emisiune de mare succes pe TVR1, Întrebări și răspunderi, realizată de Monica Ghiurco, alături de o delegație a Asociației Veteranilor și Veteranilor cu Dizabilități. Domnule primar, chiar au venit în vizită la primăria municipiului Târgoviște, ați avut mai multe runde de discuții, în vederea construirii la Târgoviște, de altfel unic în România și în Europa de Est, a unui centru de recuperare a celor militarilor întorși din teatrele de operații, nu neapărat răniți, dar și consiliere psihologică. Corect, din trupele NATO, foarte important, ar fi o realizare extraordinară și iată o modalitate concretă a administrației publice locale de a marca, așa cum se cuvine, marea sărbătoare a centenarului, centenarul Marii Uniri. Chiar anul acesta noi sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Da, în primul rând m-am bucurat luni, cred că a fost emisiunea, că am putut să fiu pe un post național de televiziune și să vorbesc despre municipiul Târgoviște și să vorbească de municipiul Târgoviște și despre un lucru frumos care se realizează aici. Și lucrul ăsta, cum să spun, m-a bucurat. A ieșit într-adevăr bine emisiunea. Mi-ar fi plăcut să fie ceva mai extinsă, a fost decât vreo 40 de minute, însă chiar am putut să menționez câteva lucruri. Bun, acest centru e o șansă importantă pentru nu numai pentru municipiul Târgoviște, pentru județul Dâmbovița în general, pentru toată zona. E o șansă importantă. Gândiți-vă cât este de delicată această problemă. Gândiți-vă că această asociație are peste 30.000 de membri, peste 30.000 de militari. Și foarte frumos a spus că, iată, de centenar la Târgoviște se realizează chiar ceva foarte, foarte concret, ca să spun așa. Și am spus-o și în emisiune de pe postul național de televiziune. Da, în acest an se dezvelesc monumente. Se spun lucruri foarte frumoase, se realizează diferite activități așa de celebrare acestui moment. Însă, dincolo de lucrurile acestea, iată că la Târgoviște se face ceva concret pentru armata română, pentru militarii români, pentru militarii din forțele NATO, și municipiul Târgoviște va fi pus pe harta acestor centre, localităților unde există aceste centre, într-o companie foarte selectă, alături de orașe există un centru în Germania, alături de orașe din Polonia, și în Polonia mai există un centru. Președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, domnul Apostol, este un exemplu, foarte clar. Domnia sa în Afganistan a avut nenorocul să se afle într-un blindat în momentul în care a avut loc o explozie, a fost în comă, a beneficiat de un tratament la un asemenea centru în Germania. Și atunci a spus că armata română și militarii români merită așa ceva și în România. Exista un asemenea proiect prin județul Giurgiu. După discuția pe care am avut-o cu reprezentanții asociației, după momentul la care au venit la Târgoviște, imediat și-au schimbat planurile și au spus că la Târgoviște se va realiza acest centru pe locația fostului spital de la Mănăstirea Dealu, pe locația liceului militar, fostului liceu militar de la Mănăstirea Dealu. Iată că se face așa un ar peste timp și cred că beneficiile vor fi multiple. În afară de această, de această expunere deosebită pe care o vom avea, gândiți-vă că vor fi create foarte multe locuri de muncă acolo. Gândiți-vă că zona serviciilor se va dezvolta foarte mult și vor intra foarte, foarte mulți bani pentru comunitatea locală. Și
ne vom putea mândri că vom avea și noi un asemenea centru unicat în România și în Europa de, și în Europa de Sud-Est, care aparține comunității și care va aduce, așa cum spuneam, foarte multe, foarte multe avantaje. Și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. În ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare se va vota, se va supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință a acestui, a acestei locații, cu obligația ca în 5 ani să fie realizată investiția. Vor fi și reprezentanții ai asociațiilor și vor prezenta consilierul local. Cred că este foarte bine să prezinte și consilierul local acest proiect. S-au arătat încântați de idee și vom avea într-adevăr o investiție și sperăm ca măcar primul, cel puțin așa a fost angajamentul pe care asociația și-a luat, cel puțin primul pavilion, cel mai mic, de 5.000 și ceva de metri pătrați, suprafață desfășurată, să poată fi dat în folos, să poată să fie gata în acest an, da? Până în luna decembrie, iar și să devină operațional undeva în martie anul viitor. Bun, ar fi un lucru extraordinar, iată o nouă investiție de anvergură, unic în Europa de Est, stimați prieteni, la Târgoviște, pe zona fostului spital de la Mănăstirea Dealu, un centru de recuperare psihică și fizică a soldaților și medicală a soldaților, a celor răniți pe tratele de operațiuni din trupele NATO. Pe de altă parte, lucrările la șoseaua de centură, n-am discutat până acum, domnule primar, mi-aduc aminte că nici în edițiile precedente, cum mai decurg aceste lucrări, în ce stadiu suntem și dacă sunteți mulțumit de ritmul acestor lucrări, domnule primar? N-am cum să fiu mulțumit de ritmul lucrărilor. În aceste momente s-a intrat la infrastructură, pe Petru Cercel, pe la Minorului, pe mai multe străzi. Eu cred că într-o lună, o lună jumătate vom începe asfaltările masive și la momentul respectiv într-adevăr va începe să se vadă o schimbare în bine pentru participanții la trafic, pentru că acum se lucrează la poduri și așa mai departe, e mai puțin vizibil. În altă ordine de idei, se va finaliza și canalizarea pe Petru Cercel, unde s-a lucrat destul de aplicat. Mai avem 150 de metri de canalizare pe calea Ialomiței și cam în 2-3 săptămâni, o lună de zile, se va finaliza și canalizarea pe Cornel Popa, pe drumul nou care face legătura între gimnaziului și Mihai Bravo, șoseaua Mihai Bravo. De altfel, toate aceste străzi de care am discutat, și gimnaziul, și Mihai Bravo, și Petru Cercel, și Magrini, și calea Ialomiței, și Bulevardul Ierilor, toate aceste străzi vor intra în reabilitare în această primăvară, în această vară. Deci vor fi asfaltate, vor fi pregătite pentru circulație în această vară. Ceea ce, repet, se va vedea o schimbare radicală, o schimbare radicală în bine. În altă ordine de idei, și aici vă dau iarăși în premieră o informație, suntem foarte aproape de a obține o finanțare europeană pentru diferența de executat din șoseaua de centură a municipiului Târgoviște. Așteptăm de la Ministerul Dezvoltării să avem o ultimă discuție, astfel încât șoseaua de centură a municipiului Târgoviște să fie finanțată diferența de executat pe fonduri europene, ceea ce ar însemna o diminuare a stresului bugetar, ca să spun așa, pe municipiul Târgoviște de aproximativ 400 de miliarde, ceea ce sigur ar reprezenta un balon mare de oxigen pentru noi. Probabil în următoarele 30 de zile vom avea și un răspuns foarte clar din acest punct de vedere. Practic trebuie să se modifice ghidul, astfel încât să permită parteneriatele,
Iar pentru a putea deveni eligibilă, șoseaua de centură va trebui să fie realizată în parteneriat între Municipiul Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița. Sper să găsim înțelegere la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița și sunt convins că vom găsi înțelegere la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, pentru că municipiile nu sunt eligibile pe programul operațional regional la stări și atunci va trebui să intrăm în parteneriat cu Consiliul Județean. Da, eu cred că vom face acest lucru, avem discuții de ceva timp cu Ministerul Dezvoltării și, repet, ar fi un balon de oxigen extraordinar pentru municipiul Târgoviște. Iată, ar fi o veste extraordinară, o nouă veste foarte bună pentru târgovișteni, stimați prieteni. Am putea vorbi de o economie de 400 de miliarde, stimați prieteni, astfel încât ce mai rămâne de executat la șoseaua de centură aceste lucruri să se execute din fonduri extrabugetare, din fonduri europene. Iată, un lucru foarte bun pe care îl oferă în exclusivitate primarul Târgoviștei, domnul Daniel Cristian Stanu. Muscrumele de publicitate, oameni buni, nu plecați nicăieri, revenim și în partea a doua, vom continua dialogul și o să aflăm alte lucruri interesante. Apropo de bugetul Târgoviște pe 2018, să vedem când va intra în dezbatere publică. Publicitate, revenim imediat.